Campania de săpături în necropola tumulară de la Lăpuș a ajuns la al cincilea an. Reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș au motive de bucurie, datorită faptului că vor mai beneficia de finanțare pentru acest proiect pentru cel puțin încă 2 ani. Necropola tumulară de la Lăpuș este o mină de aur pentru arheologii noștri, dar și pentru cei din toată Europa. Acesta este și motivul pentru care campania de săpături realizată aici a ajuns în al cincilea an. Arheologii au motive de bucurie. Au mai găsit finanțare și pentru următorii 2 ani de zile. Această cercetare care continuă, așa cum spunea și domnul director Rusu, continuă deja de 5 ani și ceea ce este foarte important și e bine eventual să relevați, că va continua. Deci avem deja finanțarea asigurată și pentru următorii 2 ani pentru această cercetare. Așa. Deci e bine că vom putea afla încă multe amănunte despre această cercetare, despre acest monument deosebit pe care îl studiem. Cercetarea este importantă și prin complexitatea ei. Astfel, arheologii nu realizează doar studii arheologice, ci și de altă natură. Această cercetare este o cercetare interdisciplinară. Deci, în afară de săpăturile arheologice propriu-zise, se fac și alte cercetări care sunt complementare, dar ne ajută să înțelegem tot ce s-a întâmplat, mai bine zis, acum 3000 și ceva de ani la Lăpuș. Este vorba despre cercetări dendrocronologice, despre cercetări paleobotanice, despre cercetări pedologice, geologice și așa mai departe. Cât despre necropola tumulară, aceasta se află sub o mobilă de mari dimensiuni. După cum au demonstrat prospecțiunile magnetometrice, la Lăpuș există și alte asemenea construcții sub tumuli încă necercetați. Prin dimensiunile lor, aceste construcții sunt unice în epoca bronzului sud-est european. O recunosc și cercetătorii străini, care participă de asemenea la campania de săpături de la Lăpuș. În acest an ne-am concentrat pe această zonă a unei clădiri monumentale, care de fapt nu este o singură casă doar, ci sunt cel puțin 3 case construite una peste alta, ceea ce este absolut unic. Ei au construit câte o casă pe rând, după care au stricat-o și apoi au construit alta peste ea, creând astfel un monument de dimensiuni impresionante. În aceste case aveau loc o specie funerare la care cel mai probabil participau grupuri însemnate de oameni. De asemenea, tot aici s-au găsit o serie de vase pentru provizii, respectiv pentru mâncat și băut, dar și ofrande animale.